16 august astăzi, Dragoș, acum 8 ani știi ce se întâmpla? 8 ani? 16 august 2016. În 2016, 16 august. Ar trebui să știi, deși nu juca echipa ta. Este DDB-ul, dar a fost exact acea... A fost un FCSB Manchester City. A fost acea coreografie, corect. E practic momentul în care s-a înființat DDB-ul și care, datorită lui, Dinamo a supraviețuit, a reușit să strângă oameni, dinamoviști unii lângă alții, s-au creat grupuri, s-au creat prietenii și practic Dinamo azi trăiește datorită lor. Singurii care au salvat Dinamo în momentele cele mai complicate au fost suporterii. Crezi că nu veți mai trăi niciun sezon cum a fost sezonul anterior? Erai disperat pe final de sezon când vorbeam. Cristi, este foarte greu de spus acum. Am spus, campionatul este lung. Eu îmi doresc din tot sufletul. Eu vorbesc cu un viitor, nu neapărat în sezonul acesta. Sezonul acesta a început bine și se vede bine. Nu știu ce va urma, dar... Dinamo, orice echipă poate să aibă urcușuri și coborușuri. Acum sper că noi niciodată să nu mai ajungem în ce situație am fost, pentru că noi suntem campion la baraje. Nici măcar hidroelectrica n-are atâta cât am făcut noi în ultimii 4 ani. Dar... E bună asta. Nu aveai da, pregătită, ți-a venit așa pe voleu. Nu, deci nu vreau să mai trecem până așa ceva. Eu cred că probabil și modul în care se gestionează clubul Dinamo acum este unul destul de încet. Foarte mulți dinamoviști nu sunt de acord. Noi vrem Dinamo cu Lupu, noi vrem Dinamo cu Orac, noi vrem Orac Dinamo, alt Dinamo vrem. Noi am crescut cu ei. Problema este că atât se poate acum. Și fotbalul românesc va avea foarte, foarte greu vreodată șansa să mai revină unde era acum 30 de ani. Dar pot întreb ceva? De ce l-a dat afară pe Culina? Eu am vorbit cu Johnny, l-am invitat într-o emisiune pe Johnny. De ce? Dar nu știu, știi bine. Tu ai stat în CS o grămadă de timp și știi foarte bine că nu numai Johnny a pățit-o din FC. Sunt foarte mulți. Deja ai spus două nume care se identifică cu istoria recentă al Dinamo. Recentă, vorbind de ultimii 26 de ani. Dar stai puțin, mă refer la doi oameni care n-au nicio treabă, n-au jucat fotbal. Nu să zici că fac parte dintr-o generație cum... În afară de Petre, care l-au adus acum, nu mai e nimeni. Păi și ea și Iulică, că l-au trimis la centru de copii. Nu știu. Este politica lor, o politică pe și care... Și dacă știi, nu ne spui că vrei să-l ai pe John invitat, am înțeles. Dar poți să ne dai puțin din casă. Nu pot să-ți dau din casă, pentru că în primul rând, eu fac o emisiune despre istoria al Dinamo, nu fac o emisiune de actualitate la Dinamo. Eu mă gândesc la Johnny, la câte ne poate povesti de acum 25 de ani, de când era la Dinamo. Dragoș, eu l-am prins pe Johnny la conferința de prezentare la Dinamo. S-a întâmplat la un meci la Timișoara, dacă tu mai știi sau nu. Acolo juca Dinamo, avea un meci cu Poli Timișoara, cu Dino antrenor. Acolo a fost prezentat Johnny Corina ca ușor de presă la Dinamo. Gândește-te cât de savuros o să fie când o să povestească Johnny cum s-a dus să-i mâneze demisia lui domnului Dino. Mister. Da? Nu a curaj nimeni din club să se ducă să-i dea demisia și l-au trimis pe Johnny. Dar nu-ți râde că știe despre ce e vorba. Deci sunt lucruri care sunt lucruri savuroase, sunt povești cu și despre Dinamo, care eu cred că generația asta tânără, vezi, te uiți la stadion și vezi copiii ăștia, că sunt mici, săraci, 20, 25, 30 de ani. Gândește că Dinamo nu mai face performanță de foarte, foarte mulți ani. Ne apropiem aproape, nu știu, cred că sunt 17 ani de la ultimul titlu. Vorbim exact ca la calificările la mondiale, din 20 în 20 de ani. 2004, 2003, când au pierdut ultima dată campionat. Tocmai lucrul ăsta zic, vorbim, titlul la Dinamo devine exact cum sunt calificările la mondiale. Vorbim de 10 de ani. Totuși, nu mi-ai spus ce ai simțit atunci la acea coreografie care a fost topul coreografiilor pe 2016. Eu am văzut meciul la televizor atunci, și când am început să citesc doar Dinamo București... Te-ai șters la ochi? Eu cred că a fost exact surprinderea, pentru că nu înțelegeam ce caută Dinamo pe stadion la... Pe arena națională, da. Arena națională.
Ai rămas așa, te uitai la ecran și ziceai că e din filme, nu? Pentru noi a fost un punct de plecare, a fost ceva care ne-a unit, ne-a organizat, ne-am făcut prieteni, pentru că până în momentul ăla eu nu cunoșteam pe nimeni din Anglia, nu cunoșteam pe nimeni nici din Spania, suportă din Amoviști, din România, din Iași, din Alba Iulia, din Constanța. A fost un moment în care am început să ne cunoaștem între noi. Știu, este foarte greu. Este foarte greu să unești foarte mulți oameni pentru că toți gândim diferit. Dar cel puțin avem un lucru. Toți iubim Dinamo. Nu vorbim de mâncare, la unii place salată sau la unul dulce. Nu, vorbim de un singur lucru toți. Iubim Dinamo. Se întâmplă la Dinamo. Ce ai simțit tu, domnul Bănel? Eu chiar am fost... 16 august 2016. Eu chiar eram stadion? În tribună. Ia zi. Chiar eram în tribună, eram cu fratul și niște prieteni. Și pus de să... Au ridicat plăcuțele și plăcuțe. Le-au întors? Și început să fie ăla. Doar... Zic, nu cred că... Doar Dinamo. Am să văd de ce ceva. Ți-a venit să pleci? Băi, să plec, zic, cum e posibil așa ceva? Ai pus mâinile la ochi, te-ai mai uitat odată? Zic, cum e posibil așa ceva să întâmple? Vezi că asemenea meci. Asta ta, dacă o ia așa, e de TikTok, așa ușor. Ne uitam, plăcuțe, doar Dinamo. Dinamo, s-a terminat joaca. Zic, cum se poate ceva? Senzațional. Senzațional. Da. A fost o lovitură până la urmă. O lovitură pentru suporterii. Și o lovitură care a făcut în conjurul lumii, pentru că clar. Și la un asemenea meci, uite, că tot vorbeam de Johnny Culina. Johnny Culina chiar a scris astăzi pe pagina lui de socializare o chestie de treaba asta. Jurnaliștii francezi au desemnat în 2016, la finalul 2016, acea farsa anului, coregrafia, scenografia numărul 1 în lume pe 2016. Cât de bine au fost pregătiți, cât de bine au pregătit tot în detaliu, mâncați. Da. La unde i-a dus mintea. Bine, după aia am aflat cum s-a făcut, cum a vorbit cu Gigi în engleză, în aia. A fost foarte tare. Deși Gigi Becali a fost implicat, s-a povestit tot după aia. Da, s-a lui toată istoria farsei. Toată istoria farsei. Toată istoria farsei. Oricum a fost o farsă incredibilă. Nu cred că o să mai iasă la altă galerie vreodată. Să faci la asemenea nivel și la asemenea meci. Dar te-ai simțit umilit? Eu da. Ca suporter al Roșii Albaștri? Eu da, bineînțeles. De ce? Când face cineva un lucru minunat, nu trebuie să fii umilit. Nu trebuie să fii umilit, dar nici minute. Să simți așa, să vezi doar Dinamo și unul din casa ta. Dar, na. Dar prietenii tăi dinamoviști, cât te-au ținut după aia în șuturi? Cât mișto a făcut de tine? Pe unde mă duceam? Unde mâncam? Unde da? Stăteam la Narghilea? Ce spuneam? Ce frumos a fost pe stadion la meciul cu Manchester City. Zice, bă, mă, că bă, eu nici nu am fost. Eu nici nu le mai spuneam că am mai fost. N-am fost, n-am văzut. Nu am văzut. Mai contează acum?